Mingea oficială de joc a campionatului european de anul viitor a fost lansată și va fi prezentă și în România cu ocazia turneului final. Diversitatea UEFA Euro 2020 este sursa de inspirație ce a stat în spatele creării mingii oficiale Uniforia, care va fi folosită anul viitor. Balonul a fost numit după unitatea și euforia pe care o competiție de top la nivelul echipelor naționale poate să le genereze. Mingea Uniforia este astfel concepută încât să celebreze incluziunea pe care turneul final de anul viitor o va inspira de-a lungul și de-a latul continentului, dar și pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a UEFA Euro, noul format al competiției reprezentând o sursă de inspirație pentru mingea oficială de joc. Designul Uniforia este caracterizat de îndrăznețe linii negre care străbat mingea în originalul stil al mișcării pensulei. Acestea simbolizează dispariția frontierelor și traversarea granițelor, reliefând noul format transcontinental al competiției. Turneul final din vara anului viitor se va disputa în 12 țări europene. Meciurile vor avea loc în 12 orașe de pe întreg cuprinsul Europei, incluzând și Bucureștiul. Euro 2020 va avea lovitura de start la Roma pe 12 iunie, urmând să ajungă la apogeu o lună mai târziu, finala fiind programată pe stadionul Wembley din Londra.